Voinicel și prichindel. Se spune că în tărâmul întunericului se afla cândva un cu totul altfel tărâm, un tărâm în care iubirea și grija pentru frumos domneau. Până într-o zi, când locuitorii au început să nu mai fie recunoscători pentru toate mărățiile oferite de blânda mamă natură. Încet, încet, câmpul cu flori s-a transformat într-un ascunziș al sticlelor de plastic, al resturilor și al ambalajelor. Iazul, care mai de mult era un loc de joacă și odihnă a rățuștelor, a devenit murdar și sufocant din pricina gunoaielor. Iar viețuitoarele, cândva fericite, care se bucurau de verdeața și scoarța dulce a copacilor, au devenit tot mai îngrijorate și speriate de tăierea mândrilor arbori care le erau adăpost. Tot pe acest tărâm trăiau doi prieteni năzdrăvani, curioși și îndrăzneți de fire, Voinicel și Prichindel. Într-o zi, cei doi curajoși s-au gândit să pornească într-o drumeție prin pădure. Și-au pregătit rucsacul cu tot felul de bucate și-au pornit la drum. Băieții hoinăreau, proviziile se terminau, iar în urma lor, cărările se sufocau de mulțimea de ambalaje și resturi aruncate de către cei doi. Străbătând potecile, prin fața lor au trecut o căprioară și puiul ei, iar atunci celor doi le-a venit o idee, dar nu una bună. Voinicel și Prichindel s-au gândit cât de distractiv ar fi să se joace de-a vânătorii. Zis și făcut. Cei doi au găsit materialele perfecte pentru o praștie și ținta numai bună pentru joc, acestea fiind crengile unor copaci, păsărelele și veverițele. Cei doi năzdrăvani au dat start jocului și, în același timp, și sentimentului de frică în sufletele viețuitoarelor care, din când în când, semnalau reușita copiilor. Dintr-o dată, nori negri s-au năpustit asupra cerului și o puternică furtună a cuprins întreaga pădure, semn că mama natură era furioasă pe faptele celor doi poznași. În timpul furtunii, cerul s-a luminat atât de tare de parcă ceva magic s-a întâmplat, viețuitoarele și plantele căpătând puteri miraculoase. Mici aventurieri se îndreptau cu pași repezi către brațele ocrotitoare ale unui copac, așteptând ca furtuna să ia sfârșit. După oprirea acesteia, Voinicel și Prichindel și-au continuat călătoria cu aceleași obiceiuri dăunătoare naturii, fapte care au dat voce unui protector al planetei. Copilași! Copilași! Se auzea o voce. Cine e acolo? Spuse unul dintre copilași nedumerit. Sunt mama păsărelelor rănite. Ha, ha, ha! Ia uzi, o pasăre vorbitoare! Spuse Voinicel către Prichindel. Vă amuzați pe seama noastră, dar cine râde la urmă râde mai bine. După faptă și răsplată, spuse mama pasăre cu o voce blândă. Copiii nu au dat crezare celor auzite și au continuat să rănească viețuitoarele. Toate aceste întâmplări au ajuns până la urechile celui mai bătrân copac al tărâmului, copac care reprezenta vocea înțeleaptă a pădurii. Deodată, un zgomot puternic s-a auzit la lângul pădurii. Pământul a început să se cutremure și din rădăcini să se desprindă bătrânul copac, al cărui mândră coroană se zărea din depărtare. Prichindel, ce se întâmplă? Nu știu, Voinicel, își spuneau cei doi. Bătrânul copac s-a apropiat de cei doi și cu o privire revoltătoare le-a cerut socoteală pentru cele întâmplate. Măi, 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 ce avem noi aici? Rost
stăteau copiii printre buze, nemai putând să vorbească din pricina fricii. A ajuns pe la urechile mele că doi posnași cu trei răpădurea și rănesc natura. Am auzit că cei doi trag cu praștea în animale și lasă mizere în urma lor. Știți cumva despre cine este vorba? Nu, nu, nu cunoaștem pe nimeni, spuse Prichindel în timp ce arunca praștea din mână. Sunteți siguri că n-ați văzut pe nimeni făcând rău naturii? Întreba copacul surprins. Da, da, suntem siguri. Mă tem că singura cale prin care vă pot face să spuneți adevărul este să simțiți pentru câteva momente cum este să fiți neputincioși, spuse bătrânul copac, în timp ce, printr-o suflare, i-a preschimbat pe cei doi. Pe Prichindel într-un copac, iar pe Voinicel într-un iaz. Pedeapsa copacului Prichindel a fost ca el să reprezinte ținta aruncărilor cu alune din partea veverițelor și ciocănirea din partea păsărilor. Au, au, mă doare, opriți-vă! Spunea Prichindel. Iazul Voinicel a devenit ținta ambalajelor și a resturilor lăsate în urma lui. Ce miros îngrozitor! Luați-le de pe mine! Striga Voinicel cât îl țineau plămânii. Din fericire, pedeapsa celor doi nu a durat foarte mult. Bătrânul copac, sperând că cei doi și-au învățat lecția, le-a redat înfățișarea și le-a spus: ei bine, dragii mei, sunt convins că experiențele pe care le-ați trăit nu au fost tocmai plăcute. Acum, gândiți-vă cu câte se confruntă biata natură zi de zi. Doar punându-vă în acele roluri, ați fi putut înțelege care este consecința activităților desfășurate de către om în natură. Sper că ziua de astăzi a reușit să vă transforme în ocrotitori ai naturii. Luați aminte că schimbarea începe cu voi, iar voi puteți schimba lumea. Prichindel și Voinicel și-au cerut iertare pentru comportamentul lor și au ales să-și îndrepte greșelile prin colectarea gunoaielor și a deșeurilor din iaz și din întreaga pădure, revanșându-se atât față de plante, cât și față de viețuitoare. Faptele lor bune nu s-au oprit aici. Cei doi au continuat să ocrotească natura prin plantarea de copăcei, prin construirea căsuțelor pentru păsări, dar mai ales prin implicarea altor copii în aceste activități. Și, uite așa, cu ajutorul celor doi curajoși, încet, încet, tărâmul întunericului a redevenit tărâmul verde, unde florile înfloresc, rățuștele se bucură de iazul care se oglindește albastrul cerului, iar glasul suav al viețuitoarelor răsună din nou în întreg tărâmul. Sfârșit!